Bună seara, ce s-a întâmplat astăzi? Până la această partidă ați primit 8 goluri, 5 astăzi și puteau fi chiar mai multe. Bună seara, în primul rând am jucat foarte, foarte prost, a fost o rușine de meci, nu meritam nimic seara asta. Fiește de apoi echipa mult mai bună și îmi pare foarte rău că am primit 5 goluri, dar am jucat foarte, foarte slab și nu am acceptat nimic. Știa de la început că e o echipă foarte bună, jucată foarte valoros. Dar din păcate am primit 5 goluri și nu am niciun cuvânt de spus acum, după însemne înfrângere. V-au dereglat cumva puțin cele două goluri primite foarte repede, minutul 10 era deja 2-0. Da, dacă începe meci la 2-0, nu ai nicio șansă cu echipa mult mai valoros. Așa am spus la început, am început o meci foarte temător și am primit două goluri. Din păcate și nu prea am jucat bine și vine la nostru și trebuie să ne trezim pentru că avem meciul foarte grea cu Craiova, echipa bună și trebuie să ne trezim. Vorbeai de jocul colectiv care nu a mers, dar au fost și greșeli individuale și tu, chiar capitanul echipei, ai fost acolo implicat la câteva goluri. Ai ceva ce să-ți reproșezi? Da, normal, am greșit și nu am voie să fac o asemenea greșeală pentru că am experiență. Eu trebuie să dai încredere la jucător și dacă eu greșesc și nu meritam nimic seara asta. Cum am zis, se întâmplă și la fotbal să greșești. Trebuie să ne gândim la următorul meci, ce e mai important pentru noi acum. Cum a fost atmosfera la pauză după 4-0? A fost foarte trist. Nu prea am vorbit în vestiar pentru că deja era 4-0. Era greu, trebuie să limităm un dezastru, pentru că prima repriză a fost un dezastru colectiv. Și eu cred că e normal că se pierdem seara asta 5-0. Cum ți s-au părut cei de la FCSB? Echipa valoroasă, jucător foarte bun, cu calitate individual. Meganel, Atanase, Laman, jucător foarte valoros și o încredere. Și dacă și tu faci o greșeală, eu cred că te taxezi imediat. Acum antrenorul a apucat să vorbiți ceva cu el, ce v-a spus? La pauză a vorbit cu noi și ne-a zis ce am greșit și un jucător trebuie să știe ce a greșit. Și să vedem, avem și inisa după asta și mai vedem. Mulțumesc! Mersi!